viața ta după medalia asta atât de mult muncită, atât de mult dorită de tine? Eu cred că nu m-am schimbat. Doar atât că au început să vină mai multe interviuri, mai multe declarații de dat, dar trec natural și prin acestea și consider că este un pic mai multă faimă, dar sper ca eu să rămân aceeași. Ca să înțeleagă lumea, să te cunoască mai bine, cine e de fapt Ana Maria Bărbosu? Ana Maria Bărbosu este o fată ambițioasă, un pic cam perfecționistă, o fată care și-a dorit de mică să reușească în orice alege să facă. A început cu școală, pe urmă s-a apucat și de gimnastică. Le-a făcut în tandem, iar pasiunea a vorbit și făcând ceea ce mi-a plăcut, am reușit să ajung medaliată olimpică. Când ai început gimnastica și cum ai început? M-a dus mama să-mi consum energia, fiind un copil foarte energic, să mă joc în groapa cu bureți la sala de la Focșani, iar pe urmă din joacă a devenit un pic mai serios, iar după primul an de competiție am realizat că îmi place ceea ce fac și că vreau să devin din ce în ce mai bună. Inevitabil a intervenit presiunea unui rezultat, faptul că am trecut de la copil la junior la seniorat, au intervenit mai multe emoții, însă încerc și am încercat să îmi păstrez bucuria pe care am avut-o și când m-am apucat de gimnastică, să rămân la fel de curioasă de fiecare element din gimnastică și să fac totul din plăcere. Cum a fost concursul olimpic? După 12 ani, România a revenit în finala pe echipe, apoi am avut participante în finalele pe aparate la individual compus. Cum a fost pentru tine? Am fost extrem de bucuroasă că am reușit și eu și colegele mele să facem un concurs de calificare excelent, din care au rezultat 6 finale pe individual plus cea pe echipe. Iar faptul că am avut 4 zile de concurs în arena de la Paris, de la Jocurile Olimpice, a fost extrem de îmbucurător și cu atât mai mult finala de la Sol, care a fost concursul meu preferat. La Sol, în calificări, au fost mari emoții, pentru că la un moment dat nu știai dacă prinzi finala de 8, nu? Da, de la începutul anului m-am... Am tras cât am putut de mine, încât să maximizez șansele pentru finale la fiecare aparat. Am fost extrem de bucuroasă când am văzut că am rămas pe locul 8 la sfârșitul zilei de calificări, la egalitate cu o japoneză. Și mi-am spus că dacă am primit această șansă de a concura încă o dată la Sol, o să o maximizez și o să-mi fac cel mai bun Sol de care sunt capabilă. Ai terminat concursul în lacrimi? Da, a fost... Cum? Acum sigur că sunt altele trăirile, dar atunci care au fost trăirile de atunci, poți să ne spui? A anunțat podiumul, locul 1, 2, 3 și eu eram pe locul 3. Am simțit că trăiesc un vis și că e ireal. Eram foarte bucuroasă. Iar pe urmă, când am văzut jos că a fost pusă o contestație și acceptată, eu nu am văzut când a fost pusă, atunci am dat seama că, nu e adevărat, nu... Liniștește-te și a fost cam greu să gestionez toate emoțiile care au fost peste mine atunci deodată, dar încet, încet m-am calmat ajungând acasă fiind cu familia și pe urmă Dumnezeu a știut de ce a trebuit să trec prin toate emoțiile acelea ca să ajung totuși să am medalia. Noaptea aia de după concurs,
A fost o noapte grea pentru tine? A fost și noaptea aceea grea, au fost și nopțile de dinainte și multe de după, pentru că emoția a fost și înainte, eu nu am mai putut să dorm cam cu 2-3 zile înainte și pe urmă, nopțile care au urmat, mi-a fost foarte greu să mai dorm, pentru că îmi resimțeam emoțiile și starea pe care am avut-o acolo, și de bucurie, și de tristețe, și de dezamăgire, au fost toate foarte intense și au tot revenit pe parcursul zilelor. În momentul în care ai auzit că din nou ai revenit pe locul 3, acolo unde trebuia să fii, care ai crezut? Sau te-ai întrebat, oare e adevărat și de data asta? Da, m-am, sigur, dacă m-am fript odată, a doua oară am fost mult mai precaută, mi-a fost greu să iau de bună decizia, mi-era greu să cred că este adevărat. Mi-am impus să nu mă bucur până nu am medalia, efectiv. Și zilele au trecut și până la urmă a fost să fie a mea. Văd la gâtul tău un medalion cu Jocurile Olimpice și cu Tour Eiffel. Ți l-ai luat după sau care e povestea? A fost un cadou de la antrenorul nostru, Patrick Jens. A fost, dacă nu mă înșel, înainte de concursul de calificări. Ne-a dăruit acest lănțișor care este făcut handmade de către o rudă de a lui. Și fiecare femeie din colectivul nostru care a fost la Jocurile Olimpice are un medalion. Reprezintă mult pentru tine, pentru că îl porți tot timpul de atunci. Am simțit că ni l-a dăruit din toată inima și mă simt confortabil să-l port. Cred că n-ai avut niciodată o pauză atât de mare, nu? De la gimnastică. Nu am mai avut... Nu cred că am mai avut niciodată așa o pauză mare, chit că a fost pauză fizică, dar psihică un pic mai greu, pentru că au tot venit interviuri, după aceea tot felul, prima săptămână după Jocurile Olimpice a fost totuși, tot acolo am fost cu sufletul și cu mintea, pentru că era în decurs de desfășurare toate procesul, exact. Iar pe urmă au venit iarăși o grămadă de telefoane, o grămadă de interviuri, o grămadă de televiziuni și cam așa două săptămâni, dacă au fost de liniște, dar a fost meritată această vacanță și am avut nevoie de ea, pentru că a fost foarte multă muncă și foarte multă presiune. Acum ești nerăbdătoare să intri din nou în sală? Simt așa un pic nevoia să intru din nou în ritmul de antrenament, dar parcă nici la nivelul la care a fost înainte de Olimpiadă mai am nevoie de un pic de timp fără presiunea unui concurs să-mi revin. Ai 18 ani, toată lumea se întreabă, mai reziști 4 ani, Los Angeles-ul e aproape? Jocurile Olimpice de la Los Angeles depinde și aproape și departe, depinde cum ne gândim, pentru că cum au trecut acești 4 ani, o să treacă și următorii. Dar dacă suntem realiști, ar trebui să ne gândim pentru fiecare an în parte, fiecare etapă în parte și așa îmi propun să iau și eu lucrurile, fiecare obiectiv, pentru că intervine și școala, un obiectiv principal în acest an, de fapt anul viitor, pentru că în 2025 o să fie examenul, și îmi propun să le iau pe toate pe rând și să le iau cu calm. Ai apucat să te vezi și cu colegile de școală, și pentru că și la Focșan tu ai fost primită ca o adevărată eroină în piață, toți oamenii, ești regina locului în momentul de față. Da, am avut o primire foarte călduroasă și acolo. Așa, foarte mulți prieteni nu am din afara gimnasticii, pentru că majoritatea timpului mi-am petrecut în sală. Și m-am văzut, desigur, cu cea mai bună prietena mea, cu Iulia Trestianu, care a fost și colegă cu mine la lot și de când suntem mici.
Și m-am mai văzut și cu o colegă de la școală, dar în rest prietenii sunt restrânși în grupul de gimnastică sau familia. Mitul ăsta că gimnastele n-au copilărie e adevărat? Depinde cum vrei să privești lucrurile. Din punctul meu de vedere, am avut o copilărie mai specială, pentru că mi-am fructificat timpul liber, dar în același timp am avut și ocazia de a crea prieteni extraordinari prin intermediul cantonamentelor și am vizitat și țări pe care nu le-aș fi vizitat dacă nu aș fi făcut gimnastică. Deci, din punctul meu de vedere, nu a fost o copilărie pierdută. Ce-ți place ție să faci în afară de gimnastică sau în puținul timp liber pe care l-ai sau în cantonament să mai treacă timpul? Care sunt pasiunile tale? În următorul an o să trebuiască să fie învățat pentru bacalaureat, dar așa, în mod normal, să citesc, să desenez, să mă uit la seriale. Cititul, dacă se poate, nu cărți pentru bacalaureat, dar o să trebuiască să fie și acelea. Ai spus de desenat, ce să desenezi? Depinde ce stare am în momentul respectiv. Mi se pare că prin desen pot să mă exprim fără să trebuiască să spun prea multe. La Paris ai avut timp să faci și altceva după ce s-a terminat concursul? Ai fost la vreun alt concurs? Să vizitezi ceva? Chiar dacă mi-aș fi dorit să fac acest lucru, cumva din fericire nu am avut timp pentru că am avut mai multe finale și a trebuit să merg mereu la antrenament. Mi-aș fi dorit să ajung măcar la un meci de volei, dar nu am avut când. Dar pentru că pe 6 august a fost ziua lui Lili, colega noastră de echipă, am fost cu ea la Disneyland și a fost o ultimă zi la Olimpiadă, la Jocurile Olimpice, foarte, foarte bine petrecută. Îți place volei? Te invităm la un meci al băieților noștri de la Steaua. Cu mare drag vin. Am apucat să vezi un meci la jocuri. Da, cu mare drag vin. Am fost la un moment dat la Izvorani, o etapă de calificare, dacă nu mă înșel, pentru... Under 18? Da. La România. Da, și știu că aproape în fiecare seară după masa de după cină mergeam și stăteam un pic o oră cât reușeam să mă uit la meci. Poate te apuci, știi că una dintre fostele canotoare, Daniela Duncea, a făcut apoi carieră în canotaj. Da, știu, făceam și noi mișto cu fetele. Cine știe la ce sport ajungem în 2028. Dar na, acum dacă am devenit bună la gimnastică, să continuăm, zic.